Grupul va investi în principal în stadiul incipient al companiilor energetice curate, dintr-o serie de sectoare, cum ar fi generarea de energie electrică și depozitarea, transportul și agricultura. Inițiativa a fost anunțată în cadrul unui grup de lucru care reunește 21 de guverne, inclusiv Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Germania, China și Brazilia, și care urmărește dublarea investițiilor din bani publici, inovarea surselor de energie curată. Este de așteptat ca acest lucru să consolideze asistența guvernamentală în energii regenerabile cu 20 de miliarde de dolari. Printre investitori se mai numără și Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn, și Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Bill Gates susține că lumea va folosi la mijlocul acestui secol cu 50% mai multă energie decât o face astăzi, iar o bună parte din aceasta va proveni din combustibilii fosili, cum ar fi cărbunele și petrolul. Tehnologiile regenerabile pe care le avem astăzi, cum ar fi cea eoliană sau solară, au făcut o mulțime de progrese și ar putea fi o cale spre un viitor energetic cu zero emisii de carbon. Dar, având în vedere amploarea provocării, abordăm mai multe variante. Companiile private vor dezvolta în cele din urmă aceste descoperiri energetice, dar munca lor se va baza pe o cercetare de bază pe care doar guvernele o pot finanța. Mark Zuckerberg a declarat că progresul actual către energia durabilă este prea lent, în timp ce Hoffman susține că eforturile de a transforma sursele de energie depind de colaborarea dintre sectorul public și privat. Tehnologii inovatoare construite și utilizate de către companiile antreprenoriale cu scop global sunt săbile care taie acest nod gordian. Efectuarea investițiilor potrivite în inovație este esențială acum pentru rezolvarea acestei provocări pentru generațiile actuale și viitoare în întreaga planetă. Coaliția nu a avansat o cifră a nivelului de investiții, dar susține că se va concentra pe resursele de finanțare acordate de guvernele semnatare. Investițiile la nivel mondial în energie curată au crescut la 270 de miliarde. China conduce clasamentul cu aproape 90 de miliarde de dolari, urmată de Statele Unite ale Americii cu 50 de miliarde de dolari.